Înțelegeți că Sri Lanka a dat faliment ca țară. E gata, e pusă crucea. Deci Sri Lanka a încetat să mai existe. E, între timp nu se mai poate călători în această țară. Atenție, s-au închis, închis școlile definitiv. Deci începând cu această vară, în Sri Lanka nu se va mai merge la școală niciodată. E adevărat că India e la 60 de kilometri. De Lanka. Sri Lanka este o insulă în largul Indiei spun asta pentru tutele care se duc numai în Grecia, deci în 60 de kilometri ești în India. Sri Lanka o țară fabuloasă, sunt elefanți acolo, aia. să bată aia de ani, de zile, o vegetație de asta monumentală și, atenție, tot pentru tute, țara care practic a inventat ceaiul și care i-a dat un sens. Sri Lanka înseamnă pentru toată producția din toate timpurile de ceai, 90%. Deci orice ceai venit din altă parte a lumii, fie și din India, sau din China, este zero barat, pe lângă cel din, din, Sri Lanka. Și cu toate astea, deși ține planeta de 100 de ani cu ceai, de cea mai bună calitate, această țară da faliment. Mă încoată pentru al Anita, ceilonul este vechea denumire a Sri lanka da? Probabil mai vedeți pe pliculețele de ceai cu elefantul ăla că scrie ceilon. Așa se numea Sri Lanka pe timpuri.